Avem scaune sport cu reglaj manual. Se duce atât de mult în spate scaunul încât nici nu mai ajung la pedale. Foarte mult culisează. Și în față, pentru mine e perfect, nu ating în bord. Am mai spus și cu altă ocazie, reglajele manuale pentru mine sunt cele mai bune reglaje. Nu am nevoie de 10 direcții, piele și să mă plimbe scaunul prin mașină. Observați cât de rapid îmi pot regla scaunul, lucru pe care nu o să-l faci niciodată cu un scaun reglabil electric. Și pe mine la acest CLA nu mă deranjează deloc. Dimpotrivă, îmi place că are reglaje manuale. O să vedem că volanul se reglează pe adâncime și pe înălțime cu curse destul de mari. Deci nu există să nu-ți găsești poziția la volan. Însă ești oarecum limitat de caschetele ceasurilor. Nu te poți duce, de exemplu, nu pot să pun volanul în această poziție că nu mai văd vitezometrul. Deci chiar dacă ai curse destul de mari, ești un pic limitat de forma ceasurilor și poziționarea lor. Un claxon puternic și bărbătesc merge pentru acest CLA. Volanul îmbrăcat în piele, comenzile sunt pe el. Este, mă rog, totul este ok, adică nu am ce să-i reproșez. Parcă mi-aș fi dorit un volan puțin mai mic, dar tot din cauza formei ceasurilor nu se putea. Pentru că dacă ai fi avut un volan ușor mai mic, nu le mai vedeai în orice poziție. În rest, chestii tipice la Mercedes, respectiv acționarea ștergătoarelor pe stânga. Maneta din dreapta, o să discutăm imediat despre ea, este maneta de acționare a cutiei de viteze. Deci avem cutie de viteze automată 7G DCT cu acționare la volan. Foarte comodă și interesantă, o să vedem imediat.
Îmi place bordul, sunt ok cu el, adică e destul de științifico-fantastic, cu mențiunea că pentru o mașină de actualitate are cam multe butoane. Adică aici, în această zonă, aș fi vrut un alt fel de sistem, mai ales că există mini joystick-ul pe consola centrală inferioară. Comenzile climatizării sunt situate un pic cam jos și mai ales nefiind o climatizare automată, deci e un aer condiționat manual, îți e destul de complicat, îți cam iei ochii de pe drum ca să poți acționa aceste comenzi, deci chestii finuțe de ergonomie au fost trecute cu vederea. Altfel însă îmi place, sigur, sunt elemente pe care le-am mai văzut la Mercedes. Display-ul e destul de slăbuț al sistemului de navigație, adică iarăși aici aș fi vrut ceva mai mult de la Mercedes, dar sincer, se poate trăi cu toate aceste chestiuni. Așa cum spuneam și cu alte ocazii, probabil că viitorul va fi integrarea unei tablete proprii și personale cu mașina, nu un astfel de ecran sau, dacă vreți, o mini tabletă care să aparțină mașinii, ci va trebui să vii tu cu tableta ta personală, să o înfigi în bord și te-ai conectat cu mașina. Așa văd eu viitorul apropiat. În rest, datorită faptului că nu avem la această cutie de viteze 7G DCT, nu avem acționare pe consola centrală, ci avem această manetă pe volan, practic, deci este în suportul volanului. Acest lucru îți facilitează spațiul în zona inferioară, unde o să vedem că au apărut multe lăcașuri de depozitare cu dimensiuni destul de mari, deci e ok din punctul ăsta de vedere. La un astfel de cupe sunt în regulă cu spațiile de depozitare, ai unde să spui și telefon și diverse alte chestiuni, ai cotieră care glisează, deși, sincer, o cotieră glisantă îți era utilă și probabil că este utilă atunci când ai o cutie manuală, pentru că în acest caz, având comanda cutiei de viteze la mână, nu mai te deranjează cotiera, poți să ții mâinile pe volan și faci pur și simplu ce vrei. Observați că există și padele de comanda cutiei automate în spatele volanului, minus în stânga și plus în dreapta, foarte ușor de acționat și comod. Dacă la început ești stresat un pic de prezența comenzilor cutiei aici în zona volanului, te obișnuiești imediat, îți dai seama că este un sistem foarte facil, nu degeaba la americani de o grămadă de zeci de ani, practic, cutiile automate aveau comandă la volan, pentru că este foarte simplu, da? Bagi în drive apăsând, marș arier în sus, neutrul este la mijloc și parkingul este la acest buton. Extrem de simplu. Sigur că o să vă arăt imediat și cum trece cutia prin porți. E ok, este foarte simplu. Asta este cheia. Nu avem sisteme de acces fără cheie sau pornire la buton. Nu mă deranjează. Este foarte ok. Se introduce aici. Poziție de accesorii. Și poziție de contact. Interesant la genul acesta de cutie automată, la Mercedes poți porni motorul fără să ai piciorul pe frână. Deci eu am pornit motorul acum fără să am piciorul pe frână. Computerul de bord se poate comanda foarte ușor din comenzile poziționate în stânga volanului, pe volan. O să trec rapid prin acest computer de bord.
După dorință, așa cum probabil ați mai văzut în filmele noastre cu Mercedes, pe acest display poți să selectezi să-ți fie afișate informații fie ale computerului de bord, fie navigație, fie audio, fie telefonie mobilă sau pur și simplu ai niște setări la care poți avea acces. O să le luăm pe rând. Deci am avut computerul de bord, vi l-am arătat. Navigația, poți selecta să ai navigația afișată sau sistemul audio și poți să-l comanzi exact din aceste butoane de pe volan fără nicio problemă. Telefonia mobilă, la fel poți să ai informații pe display. Avem anumite setări aici disponibile. Mașina este echipată și cu un sistem de avertizare la coliziune. Cam asta a fost. Și iată cum se întâmplă schimbările. Am apăsat pedala de frână, suntem în P, trag de manetă în jos D1, în sus neutru, mai sus mers înapoi. Apăs pe buton, mă duce în P. Observați că mai avem niște indicații acolo, Eco și E. Cutia de viteză are 3 moduri în care poate funcționa, respectiv Eco, acesta. Există și un buton Eco, deci pot activa și dezactiva o funcție Eco a mașinii. Deci, practic, motorul și cutia reacționează pentru economie. Însă, cutia mai are un buton aici pe bord, cu 3 poziții, S, E și M, care înseamnă sport, economie și manual. Deci acum suntem în sport, sigur, o să vi-l arăt din mers. Și manual. La manual se folosește clapeta. Iarăși o să vi-l arăt în mers. Acest E de la economie. Eu, în general, am mers cam tot timpul în E, pentru că e normal, atunci când mergi constant, rulezi normal cu mașina, nu văd de ce ai merge în modul sport, doar ca să consumi mai mult carburant, n-are rost. Când vrei să mergi sportiv, la testele de dinamică, la momentele în care am mai alergat cu mașina, o dăm în sport. Super simplu de utilizat cutia, deci mi se pare mai simplu de utilizat decât cutiile de viteză cu comandă convențională pe consola centrală. Îmi amintesc că v-am mai prezentat genul acesta de display pe la niște modele Mercedes. O să intru totuși rapid să vedem cum se acționează. O să folosesc mini joystick-ul. Ce avem? Navigație. Îmi place că e destul de simplu de utilizat, adică nu are o grămadă de opțiuni.
de audio, telefonie, sistem. Setări. Observați că avem o funcție aici care ne permite să deschidem camera la comandă. Deci dacă vreau să escamotez acea cameră de la vedere, o pot face și de aici, nu numai prin introducerea în mersul înapoi. Limbile disponibile. Și cam atât aici. Setare timp și dată și display off. Dacă ceva nu-mi place cu adevărat la acest Mercedes, faptul că nu am clima automată, avem o climatizare manuală. Observați că în momentul în care folosesc diversele ei comenzi, acestea sunt expuse și pe display. Asta e în mod evident o chestie de stil, adică trebuia să avem climatizarea automată la prețul ăsta, la 45.000 de euro. Nu mă interesează cât de competitivă e această climatizare manuală, că efectiv nu m-a deranjat, de ce să spun că am suferit. Dar cu siguranță am făcut mai multe operațiuni decât aș fi făcut cu o climatizare automată. Deci asta e o chestie care nu-mi place la acest CLA. Bordul este interesant. De fapt, să recunoaștem, e destul de spectaculos. Însă ce mă dezamăgește pe mine așa ca idee, faptul că s-au păstrat multe din elementele de la generații, mă rog, impropriu spus, mai vechi, de la alte modele, la această mașină cu un design exterior fabulos. Parcă aș fi așteptat interiorul pe care l-am văzut la noua clasă C și pe care sper să ajungem să-l prezentăm și noi aici la un moment dat. Oricum, arată bine. Ca puncte slabe pe care trebuie să le evidențiez la genul acesta de mașină, comutatorul de acționare a blocului de lumini nu are pozițiile iluminate, deci butonul este luminat, dar pozițiile prin care poți trece, respectiv lumini de poziție auto, fază scurtă și ce mai e pe acolo, nu sunt luminate. Pentru mine, care nu cunosc mașina, deci am contact câteva zile cu ea, e destul de complicat. Deci te uiți, îl vezi că e acolo butonul, dar ți-e mai greu. Nu știu de ce s-au zgârcit la chestia asta. Iar un alt punct slab, despre care probabil că o să vorbim și ziua, este display-ul sistemului audio și al navigației, care nu mai ține pasul cu concurența, nu mai zic premium, deci cred că și Logan are un display mai interesant, ca să nu spun mai mare și mai colorat. O să vedem că și indicațiile sistemului de navigație, sigur, foarte utile și își fac treaba, dar sunt prezentate într-un format grafic destul de, să spunem, învechit. Adică la cum arată mașina și la exterior și la interior, eu aș fi avut alte așteptări de la acest display, m-aș fi așteptat la un display mai mare. Asta ca să nu pun punctul pe ei și să spun că o climatizare automată era o chestiune de standard la o asemenea mașină. Nu și avea rost un aer condiționat manual, indiferent cât de performant ar fi, o chestie de statut până la urmă. Cine are 45.000 de euro să dea pe o mașină, sigur o să-mi spuneți, da, mă rog, cine are banii ăștia, mai dă 1.000 sau cât costă o climatizare automată și-o ia. Dar cei de la Mercedes trebuiau să configureze mașina adecvat. Adică nu mi-aș fi dorit alte chestii, eu știu, mega spectaculoase.
totuși la o mașină de acest gen, de această clasă, obligatoriu trebuie să ai climatizare automată, indiscutabil. E ca și cum ai vinde mie acum un Audi A4 cu jante din oțel. E de râsul lumii, adică dau 30 și ceva de mii, 40 de mii de euro și îmi dai jante din oțel. Genul ăsta de chestie care nu se face la o astfel de mașină. Deci cum arată mașina și interiorul trebuia să fie desăvârșit. Deci astea ar fi micile chestiuni care, mă rog, îmi displac un pic. Altfel însă, sigur, bordul e plăcut, sofisticat, e și la alte modele Mercedes sunt aceleași elemente combinate în diferite feluri. Cu adevărat spectaculos și îmi place foarte mult, e destul de fascinant, dacă nu e prea puternic cuvântul, este acel display cu vitezometrul, turometrul și computerul de bord, deși și acolo avem acei martori luminoși pe care o să vi-i aprind acum la fază scurtă, fază lungă, mă rog, și toți martorii pe care i-ai când pui contactul, iată ca să-i vedem mai bine, au așa o felul în care sunt făcuți matricea aia de puncte, este destul de, nu grosolană, că e un cuvânt urât. Aș fi vrut ceva mai fin. Pe de altă parte, văzând acești marturi și ziua, deci se vede aceeași chestie, deci aceea lipsă de finețe, de rezoluție, dacă vreți, a pixelor sau ce sunt aia din care este făcut, pare o matrice de puncte luminoase. Îți dai seama că nu e totuși o chestie foarte urâtă sau disgrațioasă. E o, până la urmă, poate e și o semnătură Mercedes acolo. Deci arată interesant, într-un fel. Acum depinde cum privești. Dacă ești un tip foarte SF, care îți dorești ultimul strigăt în materie de mașini, sigur, o să arunci display-ul navigației și nu o să suferi chestia aia din bord. Altfel însă, pentru un tip un pic mai conservator, e posibil să treci cu vederea aceste aspecte. Există un variator de intensitate a luminii bordului, e pe undeva pe aici, prin stânga volanului și în spate. Oricum, observați, asta este valoarea minimă, probabil că foarte utilă atunci când conduci noaptea în afara orașelor. Oricum însă nu e deranjant bordul ca intensitate luminoasă nici la valoarea maximă. Deci nu te deranjează. Are acest galben pal care nu este deloc ostentativ. Fază lungă, fază scurtă și lumini de poziție le vedeți. Și undeva în cadranul din dreapta a apărut și indicatorul de stop de ceață. Lumini de avarie, mă rog, sunt o serie de indicații. Le-am mai prezentat și cu alte ocazii la Mercedes clasa C. Seamănă destul de mult.